Garda Forestieră Suceava a efectuat o serie de controle în suprafețe de fond forestier, beneficiind de sprijinul organelor de poliție din cadrul secției de poliție rurale numărul 14 Vama, pentru documentarea și constatarea faptelor pe raza comunei Vatra Moldoviței, într-o suprafață de aproximativ 90 de hectare de fond forestier. Delegații gărzii forestiere au constatat un număr de 111 cioate provenite din tăieri ilegale de arbori, având un volum total de 216,889 metri cubi, valoarea totală a prejudiciului totalizând 135.130 de lei. Conform prevederilor legale în vigoare, în cazul prejudiciilor constatate în suprafețele de fond forestier, pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice în condițiile legii, 50% din contravaloarea pagubelor este suportată de către proprietarii acestor suprafețe. Astfel, în cazul de față, deținătorii fondului forestier verificat vor avea de suportat o pagubă în cuantum de 39.744 de lei. De asemenea, nu au fost respectate obligațiile legale referitoare la întocmirea unui angajament silvic pentru suprafața de fond forestier deținută. Pentru nerespectarea prevederilor legale menționate, deținătorii de fond forestier au fost sancționați contravențional, cu amenzi ce totalizează 3.000 de lei, stabilindu-se termene de intrare de legalitate.